pe care l-a ales președinte de ședință, de pentru care vă propun în primul rând să alegem un președinte pentru ședința de astăzi. Aș propune pentru ședința de astăzi ca președinte de ședință să fie domnul viceprimar Nicol Chian. Că tot ei se fac. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu spune la vot cine este pentru, împotriva, abține, nu se înțelege. Astăzi sunt prezenți un număr de 19 consilieri pentru care ședința este statutară. Înainte de a vă spune la vot ordinea de zi, aș vrea să vă dau citire câtorva recomandări în conformitate cu dispoziția articolului 46 alineatul 1 din legea 215 din 2001 republicată, legea administrației publice locale. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soție, afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. În consecință, am rugămintea să analizați cu atenție proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi și dacă vă aflați într-o situație de acest gen, să nu participați la vot. Vă supun la vot ordinea de zi, conform dispoziției numărul 1111 din 12 iulie 2016, s-a convocat în ședință extraordinară Consiliul Local al Municipiului Roman cu 4 proiecte de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. În ședința de astăzi, 14 iulie 2016, Consiliul Local al Municipiului Roman precizează că mandatele de consilier local al Municipiului Roman au fost validate prin hotărârea Consiliului Local numărul 128 din 24 iunie 2016, și ia actul de depunere a jurământului de către următorii consilieri. Morșanu Dragoș Viorel, am să rog aparatul de lucru să... bună credință, tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim. Și pentru domnul consilier Vasiliu Daniel Laurenciu. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor din municipiul de Roman. Așa să ne ajutăm. În consecință, începând cu data de astăzi, 14 iulie 2016, consilierii locali anterior menționați intră în exercițiul mandatului de consilier, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul 3 din legea 393 din 2004, privind statutul aleșilor locali și aveți și drept de participare la vot în acest moment. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren de la SCT PMSA pentru desfășurarea bâlciului anual 2016. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Proiectul a fost aprobat în număr centrate. Punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării bălciului anual Roman 2016 în perioada 28 iulie 2016 și 6 august 2016. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Mulțumim. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumim. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Și acest proiect în unanimitate. Și ultimul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 101 din 30
august 2012 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare din strada municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Lipsește președintele, dar cine este secretar? Aviz favorabil. Mulțumim. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții? Eu da, spuneți, vă rog. Am înțeles că în acest proiect se fac niște modificări la o comisie de avizarea parcărilor, în care am citit de aici. Aș vrea să știu dacă noi, consilieri, în viitor, depistăm niște locuri de parcare unde s-ar putea amenaja locuri de concesiune pentru locuitorii municipiului. Luăm legătura cu această comisie sau trebuie să facem prin asociația de proprietari o cerere sau perspectivii proprietari să facă o cerere și prin asociație să venim la primărie cu doleanțele respective sau prin comisie să aducem la fața locului și să analizeze oportunitatea unor locuri de parcare. Vreau să știu dacă se poate. Deci comisia este cea care instrumentează, monitorizează și pune în aplicare regulamentul. Cei care pun, dacă vreți, în realitate, în fapt, este direcția de servicii edilitare. Practic aici, din partea cetățenilor, din partea asociațiilor, se primesc anumite recomandări, anumite sesizări, anumite propuneri, care sunt analizate, sunt prioritizate și în funcție de buget. Pentru că nu se pot rezolva toate solicitările ca în niciun alt domeniu. Dar, în funcție de solicitări, se face o prioritizare, cum am avut și în acest an. De exemplu, în acest an, prioritatea au fost la acest tip de investiții, cartierul Mihai Viteazu și cartierul Tudor Vladimirescu. Da? Deci aici s-au făcut cele mai multe. Îmi spun Tudor Vladimirescu și Ion Creangă. Tudor Vladimirescu, Ion Creangă și Mihai Viteazu. Și în alte părți am mai făcut. Aici au fost cele mai multe. La fel, în fiecare an se face o analiză și se face o prioritizare a lor, urmând ca pe parcursul anului bugetar următor să fie prins în investiție cât mai mult posibil în funcție de bugetul acordat. Deci, ca să revenim la întrebarea dumneavoastră strict, o solicitare, o precizare, o recomandare din partea asociației de proprietari sau unui grup de cetățeni care vine direct către primărie sau către direcția de servicii edilitare. Ei însumează toate acestea, se prioritizează și se iau decizia și se informează cetățenii ca în ce perioadă vor fi abordate propunerile lor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, spunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, nu știu nici acest proiect a fost votat în unanimitate. Atât pentru ziua de azi, a fost o ședință extraordinară, probabil ședința... Pe 25, cred că vom avea ședință ordinară, aferentă lunii iulie. Deci știu că lumea mai este plecată în concediu, am încercat să o strecurăm și noi, încă nu avem mulți consilieri absenți. Deci cam data de 25 este ședința pe care noi am gândit-o ori pentru această lună, ședința ordinară. Vă mulțumesc pentru participare, vă urez o zi bună, o vară plăcută și cei care au venit din concediu sport la treabă, iar cei care nu au plecat încă, le urez o vacanță plăcută. Doamne ajută!